Ah, nu știu dacă eu mai am loc aici, dar na, să zicem ce că se rămân. Întâmplă după că ce, ziua ei. Ce se întâmplă după ce petreci o zi întreagă în pat cu mine? Scoți un album intitulat Viața mea e o poveste și mi se pare absolut normal. Și pentru că este și ziua ei, am invitat-o pe Maria Constantin alături de noi să ne spună și ce cadouri a primit și cum a sărbătorit 31 de anișori. Eu aș fi zis 24. Și n-a venit singura. Bună seara, la mulți ani, în primul rând. Bună seara, bine v-am găsit. Da, vreau să specific, în pat doar pentru videoclip. Normal. Evident, dar nici n-am mai adăugat asta, normal. N-am venit singură, n-am venit cu mâna goală, am venit cu oameni dragi sufletului meu, pentru că vreau să spun că m-am îndrăgostit așa de Chișinău, îmi place tare mult acolo, cred că m-am mutat la ei. Frații Ștefăneți, Orchestra Fluierașul, bine ați venit la noi. Viața mea e o poveste, că am înțeles că nu putem vorbi mult, deci trebuie să vedem un pic albumul. Ia uite, deja. Deja, gata, în floresc, ce să mai, la 31 de ani în floresc. Păi da, hai să vedem și albumul un pic. Da, este un album orchestrat de Edgar Ștefăneț. Pe această cale vreau să-i mulțumesc pentru că a făcut lucruri senzaționale și veți vedea cât de bine sună piesele. Mare drag. Deci te muți la Chișinău, acolo e vacanța pe care urmează să o petreci sau? Da, nu, voi merge în vacanță și alături de fiul meu, voi face o vacanță și probabil și la Chișinău, dar acolo este îmbinată, vacanță cu muncă, cu... Cu tirul cu plăcutul. Da, da, da. Superbă rochia. Mulțumesc, observ, mulțumesc. Observ că este un model tradițional de unde? Din zona Caraș-Severinului și pe această cale îi mulțumesc lui Florin Burescu, nu este în țară, dar Florin, când vii, să rămână, mulțumesc. Este creată din costumul tradițional și am zis să fim din Banat, un pic mai așa, da. Frumos, frumoasă zona. Cum merge cu școala? Nu, că mă laud apoi și nu e bine. Ba da, laudă-te că la noi poți să te laud cât vrei. Sunt foarte bine, sunt bursieră. Am luat bursă, sunt a doua pe facultate la canto clasic, wow, sunt bine. Ce tare. Da. Ce cadouri ai mai primit azi? Oale de sarmale de la mama, salată de bœuf, turtă. Perfect. Și am primit un cadou special de la colegii mei, de la frații Ștefăneți. Și am primit foarte, care este foarte acel multe cadou special, mai exact. Vrei să spun? Da. Te rog. Bomboane, pentru că mie îmi plac dulciurile și bineînțeles o sticlă de băutură în formă de pește. Ca să mă strecor așa ca peștele, știi că peștele se strecor așa. Doar sticla asta și cu băutură înăuntru. Să te simți bine, ca să peștele mă simt bine, da, ca peștele în apă, ai văzut? Și băutură înăuntru sau doar sticla? Și băutură normal. Normal, păi dacă te simți ca peștele și să te facem petrecere, trebuie și un pic de... Deși săracii n-au dormit, deci vă dați seama, au venit de la Chișinău. Am colindat așa televiziunile pentru a promova acest album, care merită, spun eu, cumpărat și ascultat. El va apărea în luna lui aprilie de Paște, la o revistă, și abia așteptăm să-l ascultați și dumneavoastră, să ascultați piesele. La texte m-a ajutat Jenny Nicolau, o prietenă dragă, și mai ales Viața mea e o poveste, de fapt este o piesă, e viața mea în trei strofe. Ce frumos, chiar suntem curioși să o ascultăm. De ce Chișinău? Cum de te-ai îndrăgostit de Chișinău? Nu, păi, că n-ai avea de ce nu, dar... Păi, nu, dacă lucrez cu profesioniști, cu instrumentiști foarte buni, atunci lucrurile ies perfect. Și atunci, cum ei au venit la noi în România, la Sala Palatului am avut un concert foarte frumos, alături de Nicu Paleru, am sărbătorit, de fapt, pe Nicu Paleru și Emilia Ghinescu, și atunci i-am cunoscut, am cântat foarte împreună frumos. Și de atunci eu sunt tare curioasă să... cum sună piesa împreună. Păi, haide, așa haide. Că eu zic să o ascultăm. Te ajut eu cu florile, te da? Rog frumos, te rog frumos. Da? Mulțumim frumos că ați venit. Mulțumim tare mult. Și data viitoare să ne dai rețeta unei vieți de poveste, da? Îți dau rețeta, dar vreau și o cămașă. Cu drag. Dau acum de pe tine. Sau nu avem timp, stai, nu? Stai să cânte și pe urmă. După. Mulțumim tare mult. Cu mare drag.
iubit doar cu râmă răspătit. După câțiva ani de zile copilul nu-i lângă mine și puiul ce l-am iubit doar cu râmă răspătit. Nu știu cu ce am greșit, poate prea mult l-am iubit. Luai viața de la început, doar sufletul mi-a știut. Câte lacrimi am vărsat, poate așa mi-a fost dat. Viața mea e o poveste, cum a fost și nu mai este. Suspine, vine dragostea la mine. Puteam mă o strâng în suflet, inima să-mi dea un zâmbet. Printre lacrimi și suspine, vine dragostea la mine. Puteam mă o strâng în suflet, inima să-mi dea un zâmbet. Cred că așa mi-a fost scris, să trăiesc din nou un vis. Doar că visul se sfârșește.